Doamnelor și domnilor, începe jurnalul Republica News TV cu Laura Calciu Petrescu. Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am găsit la principalul jurnal de știri al zilei. Haideți să vedem pentru început cele mai importante titluri ale acestei ediții. Candidaturile filialei Prahova a Partidului Național Liberal și cele ale Alianței Electorale Forța Dreptei Prahova pentru Camera Deputaților și Senat au fost depuse. Unitățile de învățământ din județul Prahova primesc în total aproximativ 3 milioane și jumătate de lei pentru activitățile derulate în Săptămâna Verde. 16 octombrie este Ziua Mondială a Alimentației. Nutriționiștii ne atrag atenția că regulile unei alimentații sănătoase ar trebui învățate de la vârste foarte mici. Candidaturile filialei Prahova Partidului Național Liberal au fost depuse marți la biroul electoral județean. Conducerea formațiunii politice susține că ținta la aceste alegeri este obținerea a cel puțin 2 mandate de senatori și 4 de deputați. PNL Prahova a depus candidaturile pentru alegerile parlamentare din 1 decembrie 2024. Vrem să continuăm proiectele importante de mare infrastructură, de mare impact pentru județul Prahova. Suntem o echipă cu o expertiză foarte sănătoasă din punctul ăsta de vedere, cu experiență în diferite domenii, că vorbim de justiție, că vorbim de sănătate, că vorbim de economie, că vorbim de educație, dar în general prioritatea noastră este județul Prahova și vrem să ducem mai departe, indiferent de conjunctura politică, indiferent de cine și-alogă meritele, să ducem proiectele pe care dreapta, singurul partid de dreapta din județul Prahova și din România, Partidul Național Liberal, și le-a asumat cu curaj în acest județ. Targetul nostru este 4 deputați cu 2 senatori, un target care unii spun că e curajos, mie nu mi se pare deloc. Sunt 56 de primari și avem organizații solide. Am încredere în noua organizație de la Ploiești, la municipiul Ploiești. Ordinea candidaților pe lista PNL Prahova anunțată inițial a suferit unele modificări. Au fost modificări strict interne în funcție de anumite protocoale pe care le-am avut. Există o singură situație cu ALDE și am convenit lucrul acesta numai după ce candidata noastră, Oana Trânsică, după locul 4, a acceptat să meargă pe locul 5. Pe locul 2 la Senat este doamna Rodica Papuc, președinta Organizației de Femei. Printre candidații PNL Prahova la Camera Deputaților se numără și directorul Spitalului Județean de Urgență, dr. Constantin Andreoiu Ploiești, Bogdan Nica. În postura de director de spital am putut face multe lucruri. Sunt însă multe alte lucruri bune care pot fi făcute, dar e nevoie de modificarea unor legi. Și mă refer la asigurarea asistenței medicale de permanență, la acele gărzi care astăzi nu sunt bine reglementate. Am și o experiență în administrație suficient de mare și de cunoscut, astfel încât bănuiesc că și niște modificări la codul administrativ care să ajute primarii și consilii locale să depășească termenele astea imposibile la accesarea unor finanțări, ar trebui găsite. Asta ar fi niște priorități, dar mai mult o să vă spun în campanie. Odată cu depunerea candidaturilor, PNL Prahova a depus și aproximativ 71.000 de semnături din partea susținătorilor. Și Alianța Electorală Forța Dreptei Prahova și-a lansat oficial candidații pentru Camera Deputaților și Senat. Președintele formațiunii, George Ionescu, a explicat că listele deja validate conțin doar reprezentanți prahoveni care cunosc real problemele oamenilor. Alianța electorală dintre partidul Forța Dreptei, PMP, Alternativa Dreaptă și PNCMM și-a prezentat candidații pentru Camera Deputaților și Senat. Țelul formațiunii politice a fost acela de a constitui o echipă de oameni care cunosc problemele prahovenilor. Listele noastre au prahoveni jet pe jet. Am căutat să punem numai oameni din județul nostru, oameni care să cunoască realitățile județului nostru și competenți care au demonstrat în decursul timpului că sunt pregătiți pentru a susține o candidatură la funcții înalte în stat. Reprezentanții formațiunii au și explicat formarea alianței pentru acest tur de scrutin. Cum știți, noi candidăm toți într-o alianță
alianța electorală a partidelor de dreapta. Pe Partidul Forța Dreptei, pentru că Partidul Forța Dreptei a obținut dreptul de a avea reprezentanți în secțiile de votare, fiind recunoscut într-un final ca partid parlamentar. George Ionescu a vorbit și despre încrederea pe care o are față de Ludovic Orban, ca fiind politicianul potrivit pentru candidatura la președinție. Candidatura la funcția de președinte din partea Alianței Electorale este domnul Ludovic Orban. A fost practic ales de cele patru partide care susțin această alianță. Eu zic că Ludovic Orban în momentul ăsta e de departe cel mai bun candidat pentru funcția de președinte. A demonstrat-o de-a lungul timpului, a avut de-a lungul timpului funcții importante în statul român, a plecat de la consilier local, viceprimar al Bucureștiului, parlamentar, ministru, vicepreședinte al Camerei Deputaților, președinte al Camerei Deputaților, prim-ministru. Practic, este pregătit pentru această funcție înaltă a statului român. Președintele Forța Dreptei, Ludovic Orban, a susținut recent faptul că la alegerile parlamentare candidații PMP vor figura pe listele Forța Dreptei, alături de cei de la Alternativa Dreapta și PNC Maniu Mihalache, unul dintre motive fiindcă Forța Dreptei va avea reprezentanți în secțiile de vot. Unitățile de învățământ din județul Prahova primesc în total aproximativ 3 milioane și jumătate de lei pentru activitățile derulate în Săptămâna Verde. Acest program are o durată de 5 zile consecutive lucrătoare din timpul anului școlar, iar perioada este aleasă de fiecare unitate școlară în parte. Programul Săptămâna Verde are ca scop dezvoltarea unor comportamente responsabile în rândul elevilor față de mediul înconjurător. În perioada de 5 zile aleasă de unitățile de învățământ pentru programul Săptămâna Verde, printre activitățile educaționale care se pot desfășura, se numără lecții în natură, dezbateri, jocuri de rol, vizionări de documentare, experimente, biblioteci vii, teatru forum, ateliere, expediții și excursii în parcuri naturale și arii protejate. Recent, Ministrul Educației a emis un ordin prin care a repartizat suma de 100 de milioane de lei alocată din Fondul pentru Mediu pentru implementarea acestor activități. Județului Prahova i-au revenit aproximativ 3 milioane și jumătate de lei. 16 octombrie este Ziua Mondială a Alimentației. Nutriționiștii ne atrag atenția că regulile unei alimentații sănătoase ar trebui învățate de la vârste foarte mici. Ziua Mondială a Alimentației este marcată anual pe 16 octombrie. Educația celor mici este foarte importantă, spun nutriționiștii, pentru crearea unui stil de viață sănătos. Obiceiurile sănătoase de alimentație trebuie învățate din copilărie. În afară de familie, care e bine să-și învețe de mici copii să nu mănânce dulciuri sau, în orice caz, dulciurile să fie așa ceva mai puțin accesibil, să zicem, o dată pe săptămână o prăjitură de casă. La școală, la grădiniță chiar, e important ca să primească primele sfaturi, pentru că nu se știe în familie ce primesc, legate de o alimentație sănătoasă. În general, oamenii spun că au grijă la ce pun în farfurie. Reușiți să aveți o alimentație sănătoasă? Cam 50%. Din ce cauză? Și comoditate și prețul. Nu-mi permit să iau mereu produse de bună calitate, că n-am venituri așa mari. Aproximativ, da, mă îngrijesc. Da. Ce înseamnă? Ce alimente consumați? Adică nu consum multă pâine, lactate, mai mult fiert, grătar, salate, da. E important să aveți acest echilibru? Am probat pe propriul organism și am văzut ce îmi face rău și ce îmi face bine și am adoptat stilul care este sănătos. Să știți că da, de cele mai multe ori, mai ales că am un sos bolnav și
Gătim multe legume, pește la cuptor, da, da, da. Țineți cont ce puneți în farfurie? Da, ținem, să știți, de mulți ani, de vreo 14 ani. Oamenii spun că este și costisitor să mănânci sănătate. Este, să știți, da, pentru sănătate n-avem ce face. Ce găsiți în comerț, ați reușit să mâncați sănătos? Da, 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 se găsesc. Nu, de regulă, de exemplu, cade de porc, nu mănânc pui, ficade, pui, berbecuți, cam atât. Cam așa mănânc, nu fac abuz absolut la nimic. Adică ce preferați să puneți în farfurie? Sinceră să fiu, mai pun și câte o bucățică de carne, dar în general legume. Uite, acum am adus eu vinete să fac o musaca de vinete. Deci... Cât de important este să mâncați sănătos? E foarte important, dar uitați că educația de la tineret merge a nu mânca sănătos. Există unele alimente care trebuie evitate. Important ar fi, în primul rând, ce să nu mâncăm, și anume zahăr și produsele care sunt pe bază de zahăr. Să nu mâncăm grăsimi, animale, să nu mâncăm prăjit, să ne ferim de alimentele ultraprocesate, care practic nu mai aduc lucruri hrănitoare pentru organism, se pierd în procesul ăsta prelungit de prelucrare. Nutriționiștii spun totodată că este important să respectăm un orar al meselor din timpul zilei, iar seara ar trebui să consumăm cât mai puține alimente și să evităm să mâncăm fructe sau pâine. Este perioada când se pune varza la murat. Chiar dacă este mai scumpă anul acesta, mulți români nu renunță să conserve această legumă. Investiție de peste 37 de milioane de lei pentru eficientizarea energetică a Spitalului de Pediatrie Gura Ogniței. Consiliul Județean Dâmbovița anunță că a fost semnat contractul de proiectare și execuție a lucrărilor care vor schimba condițiile de tratament la această unitate medicală, care este de altfel o secție importantă a Spitalului Județean de Urgență Târgoviște. Reabilitarea energetică a celor trei pavilioane va transforma fundamental Spitalul de Pediatrie Gura Ogniței. Costurile legate de energie vor fi reduse semnificativ, dar totodată și mediul de îngrijire va fi unul modern. Anul trecut, aproape 1200 de copii au beneficiat de tratament la unitatea medicală din Gura Ogniței. Planul de implementare este structurat astfel. 3 luni sunt dedicate proiectării tehnice, iar 15 luni sunt alocate execuției efective a lucrărilor. Acest proiect al Consiliului Județean Dâmbovița ridică investițiile totale în domeniul sănătate la aproximativ 144 de milioane de lei. Se apropie sezonul rece, iar pompierii ne transmit că o atenție sporită trebuie acordată coșurilor de fum, care joacă un rol esențial în siguranța locuințelor. Se pot preveni astfel incendiile și chiar intoxicațiile cu monoxid de carbon. Coșurile de fum joacă un rol important în ceea ce privește siguranța locuințelor. Este esențial să fie curățate anual înainte de începerea sezonului rece. Curățarea și verificarea periodică a coșului de fum nu doar că asigură o bună funcționare a sistemului de încălzire, dar previne și acumularea de funingine, care poate provoca incendii sau intoxicații cu monoxid de carbon. Peste 6600 de incendii la locuințe, medie 18 pe zi, au avut loc anul trecut în România. Potrivit statisticilor IGSU, principala cauză care duce la incendii în locuințe este reprezentată de coșurile de fum defecte sau necurățate. Lucrările sunt în grafic pe autostrada Moldova, a anunțat Ionel Scrioșteanu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor. Pe șantierul lotului 3, Pietroasele Buzău, aferent tronsonului Ploiești Buzău, a cărei construcție a început în această vară, se lucrează într-un ritm bun, atât la corpul autostrăzii, cât și la structuri. Potrivit lui Ionel Scrioșteanu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor, pe șantierul lotului 3 Pietroasele-Buzău, aferent tronsonului Ploiești-Buzău al autostrăzii A7, au fost finalizate organizarea de șantier, instalarea stației de asfalt și lucrările de descărcare arheologică pe toate cele 4 situri arheologice din proiect.
Sunt în curs de execuție lucrări de umpluturi cu pământ pe terasamentul autostrăzii, fiind realizate pe aproximativ 8 kilometri. Au fost forați, armați și turnați peste 600 de piloți, din totalul de 826 de piloți aferenți tuturor celor 8 structuri ale proiectului. Totodată au fost finalizate 46 de podețe din totalul de 51 și se lucrează la restul de 5 podețe. Sunt în curs de execuție lucrările de relocare a rețelelor de utilități publice, liniile electrice și conductele de gaz, fiind finalizate lucrările la 4 astfel de utilități. Autostrada Moldovei A7 va lega Moldova de Muntenia. Este perioada când se pune varză la murat. Chiar dacă este mai scump anul acesta, mulți români nu renunță să conserve această legumă. Varza murată nu este folosită doar pentru sarmale pe timpul sezonului rece. Pentru un kilogram de varză, prahovenii trebuie să scoată din buzunar între 3 și 6 lei. Prețurile sunt mai mari decât anul trecut, în condițiile în care culturile au fost afectate de secetă. Varza în perioada asta nu se mai vinde. De ce? Lumea o crede că e scumpă. Dar, din păcate, nu s-a făcut varza anul ăsta decât acolo unde s-a irigat. Așa că murături la iarnă. De unde sunteți? Bălen sunt Dâmbovița. Au fost culturile afectate? Culturile afectate, da, le-am avut. Dar ca să păstrăm, să aducem marfa asta, am furat puțuri pe colo, pe colo, că altfel fără... Știți cum? Varza cu cât o dăm? Păi nu se vede preț 6 lei, dar nu o dăm. Ca să-mi scot și eu investiția, n-am cu ce. Și că a crescut la vărs. Dar asta și asta au rămas prețuri la fel. Nu e bine, bă. Pun oamenii varză la murat? Da, normal că pune, doar nu se duce să ia din supermarket. Cât costă varza? 4 lei, 3 lei, depinde de câtă cantitate e. De unde o aduceți? De la Buzău. Sunt producător de Buzău. Pentru ca varza murată să țină mai mult timp, se mai folosesc și alte ingrediente, însă toate naturale. Se pune cu sare, 40 de grame de sare la litru de apă, se pune porumb, gutuie, mărar, cimbru, rean și atât. Și ține toată iarna? Toată iarna până la anul care vine. Ați ales varza, cum trebuie să fie? Varză de Buzău. E Buzău. O cunosc pe doamna că e buzoiancă. În fiecare an puneți varză? Fiecare an. Pentru copii. Ei zic, cumpăr de gata, mamă, dar eu le pun cât o-i mai dura. Și cum face să reziste toată iarna? Rezistă. Cu sare neiodată, cu ingredientele pe care le-a enumerat domnul. Rezistă. Foarte bine, fără conservanți. Pentru varză la murat avem nevoie de varză. Facem saramură cu sare, neiodată, în care punem hrean, o gutuie și boabe de porumb. Și se, la 3-4 zile se balbotează, adică se vântură zeama așa, timp de o lună de zile. Și se păstrează foarte bine. Și când se pune în perioada? Da, acum... Și perioada se pune până la sfârșitul noiembrie și ține până primăvară. Că puneți varză la murat. Da, deși e scumpă, că știți că s-a scumpit ceva de groază. Cât punem... Păi acum cred că e vreo 5-6 lei, dacă n-o fi și mai mult. Pe la noi pe aici mai crește, mai se... Mai cumpărați să puneți la murat? Cumpăr, doamnă, că, domnișoară, că... Să am și eu de sarmale, am copii, vin la mine, ne-o place, nu ne-o place, că arunc, dăm banii, dar trebuie. În afară de sarmale, ce mai puteți să găti cu varza murată? Păi, varză la cuptor, cu ciolan, salată de varză, iarna, varză cu puțin piper, știți, cu ulei, salată, noi mâncăm salată multă de varză. Varza murată este considerată un aliment sănătos. Specialiștii spun că este benefică pentru îmbunătățirea digestiei, întărirea sistemului imunitar, poate susține pierderea în greutate, sănătatea creierului, dar și sănătatea sistemului cardiovascular. Sport. Acum Federația Română de Oină organizează sâmbătă Cupa Federației la senioare. La competiție s-au înscris 6 echipe, dintre care și una din județul Prahova și anume ACS Ambiția Mădălin. Partidele se vor desfășura pe domeniul Cantacuzino din Florești începând cu ora 9.
FC Petrolul Ploiești anunță că a început procedura de comercializare a biletelor pentru meciul de campionat cu CFR Cluj. Peluza 1, Ilie Oană, și peluza 2, Latină, vor fi închise, astfel că nu se vor vinde bilete în aceste zone. Partida dintre Petrolul Ploiești și CFR Cluj se va disputa sâmbătă de la ora 21 pe Ilie Oană în cadrul etapei a 13-a din Superliga. Biletele se găsesc online și vor putea fi procurate și de la casa stadionului, ce va fi deschisă conform următorului program. Joi și vineri, între orele 14:30 și 19, și sâmbătă, între orele 10 și 21 și 45 de minute. Oficialii clubului mai anunță că respectă decizia suporterilor din cele două peluze, care se vor alinia protestului lansat la nivel național de către galeriile de fotbal. Astfel, clubul nu va comercializa bilete în peluza 1 Ilie Oană și în peluza 2 Latină, ambele urmând să rămână închise. Posesorii de abonamente eliberate în cele două peluze vor avea accesul asigurat la tribuna a doua. Prețurile biletelor sunt cuprinse între 35 și 300 de lei. Gloria Buzău întâlnește pe teren propriu AFC Hermannstadt în etapa 13-a a Superligii. Biletele pentru acest meci au fost puse în vânzare. Vineri 18 octombrie, Gloria Buzău și AFC Hermannstadt vor juca pe stadionul din Crâng. Partida va începe de la ora 18:30 de minute, cu o jumătate de oră mai târziu decât fusese stabilit inițial, iar biletele pentru acest meci pot fi procurate online de la sediul clubului sau de la casele de bilete în ziua meciului, începând cu ora 13. Biletele costă la VIP 2 100 de lei, la tribuna 0 50 de lei, la tribuna 1 35 de lei, tribuna 2 25 de lei și peluza a doua 15 lei. Accesul este gratuit pentru persoanele cu dizabilități și copiii cu vârsta sub 12 ani. Doamnelor și domnilor, știrile au ajuns la final. Eu sunt Laura Calciu Petrescu și vă mulțumesc pentru atenție. Să aveți o seară excelentă. La revedere!